Pentru sora Olteia, pentru fratele Raj, un cuvânt de încurajare. În urmă cu aproximativ, când am fost ultima dată conectată, Dumnezeu s-a atins de genunchii mei. O avut lucrare, cine are probleme cu genunchii să spună, eu am trimis bilet, eu sunt acea persoană. Domnul s-a atins în ziua respectivă de mine, dar sinceră să fiu, în a doua zi am simțit puterea cea mai mare, așa că dacă se poate să-i transmit, Domnul să-l binecuvinteze. E o mare bucurie în unitatea Duhului să ne rugăm.